Pacea Domnului, fraților, slăviți fie Domnul și mulțumim că avem timpul să ne adunăm aici. Bine ați făcut că ați venit în casa unde se cheamă numele Dumnezeu. Amin? Amin? Ne bucurăm foarte mult, le spunem tuturor un bun venit. Azi avem în mijlocul nostru un frate din Republica Moldova, din Bălți. Ne cunoaștem de mulți ani, ne cunoaștem din 90. Ne-am mai întâlnit de câteva ore aici în America. În Bălți nu ne-am întâlnit. Eu am fost, dar nu ne-am întâlnit, da. Deci azi o să ne slujească prin cuvânt și Domnul să-l binecuvânteze ca să-i pui cuvintele care avem nevoie, dar noi avem de tot avem nevoie, de orice învățătură. Și nouă să ne deschide inimile ca să înțelegem. Amin? Haideți să ne rugăm în picioare și fratele George, te rog dacă vrei să faci o rugăciune. Mulțumim, părintele nostru, ca și în cerul, pentru oportunitatea care avem de a fi prezenți în casa ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența ta în mijlocul nostru. Doamne, ca să ne vine cu fiecare date, cu înțelepciune, cu frumicețele de la tine și ajută-ne să înțelegem cuvântul tău, Doamne, și să ascultăm cântarea care se va cânta aici pentru slava și onoarea numele tău. Vreau să binecuvântez biserica aceasta, binecuvântează fiecare membru în parte, Doamne, binecuvântează și acest oraș, Doamne, cu pocăință, binecuvântează America cu pocăință, la fel și România și Moldova și ajută-ne ca împreună să te slujim, Doamne, toată viața noastră, ca odată să ne putem bucura cu tine în veșnicie, unde te-ai dus să ne pregătești un loc, acolo unde ești tu, să fim și noi. Ajută-ne să fim părtași la această măreață întâlnire cu tine. Și îți mulțumim pentru că tu ne pregătești. Și numele tău să fie lăudat și binecuvântat pentru toate. Te rugăm, Doamne, și pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt prezenți, Doamne. Te rog să-i binecuvântești pe ei, să-i cercetezi și să-i aduci în casa ta, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne simțim bine aici, Doamne, și în casa ta întotdeauna este bine. Și lăudăm și binecuvântăm în numele tău pentru toate. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să citesc un loc din Luca 12 și versetul 32. Spune, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Chiar dacă suntem câțiva, dar unii doi sau trei, acolo și Domnul Dumnezeu, amin? Știm că noi cunoaștem bine, că nu-i place lui diavolul ce facem. Și vedem nu numai prin vorbe, dar surorile noastre, săptămâna trecută, s-o gândit strâng pentru rugăciune. Și diavolul nu i-a plăcut. Și când a ieșit, știți cum e? Așa socotește diavolul de bine că nu m-am ajuns la traseu și imediat o piatră, o sărit, o stricat geamul, exact unde era sora Mimi. Dar Domnul a pus protecție. Chiar dacă s-a făcut praf geamul, dar Domnul a pus protecție, nu s-a întâmplat nimic, rugăciunea a mers mai departe, Domnul se binecuvânteze și mulțumim, fiindcă acolo unde se roagă surorile, acolo este izbândă. Amin? Domnul să fie slăvit și este o cântare care spune ai luptă, frate, luptă, mai luptă nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt, stai treaz și vegheață într-una, până în zor de zi, că atunci primi vei cununa când Domnul va veni. Amin. Promisiunile veșnice
misiunile Lui. O cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Iisus la Calvar. El mi-a dat o dihnă sfântă, soace sufletului meu, și sunt liber, fericit prin asta var. Inima mea cânte azi cântarea plină de nespuse bucurii. Să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El o sfânta la Golgota a purtat și-a venit atunci la cruce bucuros. Inima mea cântă azi cântarea plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei frică și întuneric pe cărarea mea era, când umblam rătăcitor fără Iisus. Am adus la El povara și de atunci în viața mea bucuria și lumina au pătruns. Inima mea cântă azi cântarea plină de nespuse bucurii. Frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. El plecat de unde veșnic fericire voi avea, sus acolo în strălucitul meu palat. Față-n față în mărire pe Iisus îl voi vedea și cu sfinții voi da slavă neîncetat. Inima mea cântă azi cântarea plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Așa, câteva cuvinte ca să fie un îndemn pentru rugăciune. Și de multe ori, atunci când încerci, știu din viața mea personală, când îmi pun în gând să postesc, atunci mă gândesc numai la mâncare. Înțelegeți? E, acum când mi-am pus în gând, zic, Doamne, dă-mă așa un cuvânt ca să, parcă Dumnezeu așa încearcă și parcă mi se bloca mintea. Nu știu, să m-am gândit la Psalmul 42, versetul 5. Sperăm că așa în câteva cuvinte să ne ajute așa, să ne dea un, așa, un sentiment, să ne aducă pe toți împreună pentru rugăciune. Pentru ce te mâhnești suflete? Pentru ce te mâhnești suflete? Și gemi înăuntrul meu, nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Acum, cu toți câteodată ați văzut, ne uităm la news sau vedem unele probleme chiar în comunitățile noastre unde locuim sau în biserică sau, și vedem anumite lucruri care
ne cam ne dăzduie, așa ne face să fim puțin depresionați. Dar uitați ce ne spune, you know, să nu ni se mâhnească sufletul. Câteodată ați văzut când lucrați la computer și ajungeți la un punct în care nu mai merge nimic, ce facem? Băgăm un reboot sau un refresh. Câteodată avem și noi nevoie de un refresh și refreshul acesta îl găsim numai în cuvântul lui Dumnezeu. Și prin orice lucru trecem și orice problemă, să știți că toate răspunsurile le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și am să citesc din un verset din Isaia 43 cu 19. Cuvântul Domnului spune așa în Isaia: Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri secetoase. Câteodată ați văzut chiar dacă se întâmplă să ajungem într-o situație în care ne simțim ca și cum puțin uscați, ca și cum suntem în pustie. Vedeți ce promisiune de Dumnezeu, că poate să pună râuri de apă vie, chiar și atunci când suntem pe teritorii uscate. Și așa, chiar dacă ne uităm la unde locuim sau în comunitate sau în biserici sau zvonuri care se aud de război, acum ați văzut ce s-a întâmplat în insula din Hawaii, în Maui, atâtea focuri arse aproape o insulă întreagă. Și începem să ne gândim și să câteodată să avem: Doamne, Tu oare ești la lucru? Ți-e-ți pasă de oamenii ăia? So, cu cuvintele astea, îmi pare rău, sunt foarte scurte, dar haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm: Doamne, dacă avem nevoie de un refresh, Te rugăm, folosește cuvântul Tău cu putere și dă-ne un refresh. Dacă avem nevoie de un restart, dă-ne un restart în viața noastră. Ajută-ne ca să căutăm, cum a spus salmistul, în Psalmul 119 cu 11: strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Când spune strâng cuvântul, cuvântul ce este? Este Domnul Iisus. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci cu cât ne afundăm mai mult în cuvânt, cu atât îl strângem pe Dumnezeu în inima noastră. Haideți să ne rugăm împreună pentru lucrul acesta. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Domnul, amin, aleluia, El e Mântuitorul.
știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El inimi vindecata pe robe liberând, a dat vedere orbilor, o nave vindecând. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. A dat mai să-i putere, să-i fie martor vii, prin Duhul Său cel Sfânt le-a dat și multe bucurii. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. Din suflet te grăbește și vino la Iisus, căci bunul tău păstor milos te duce în cerul sus. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. Și acolo în veșnicie cu Dumnezeu vei sta, căci ai făcut cu viața ta ce scrie Biblia. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. El poate. Eu mă las Iisus pe al tău brăz.
Următoarea cântare pe care o să cântăm e în limba engleză, dar îmi plac foarte mult cuvintele pentru că ele spun că valoarea pe care o am eu nu constă în ceea ce am eu, ceea ce pot face sau în bogăția pe care am sau alte lucruri, ci valoarea pe care noi avem stă în ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi la cruce. Iisus,
5:37, cuvintele Domnului Iisus sunt: felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Presupun că ceea ce vrea să spună Domnul Iisus este vorbirea noastră să fie cu smerenie și ce trece peste deja este de la noi. So, poezia este a lui Costache Ioanid. Da, 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 da și nu, nu. Da și nu, nu și da, nu se pot înmănunchea. Nu poți fi cum vrei tu, nu poți fi și da și nu. Când iubirea spune hai, lenea îți poruncește stai. Când Iisus vrea să lucrezi, lenea îți spune să mai șezi. Bun și rău, rău și bun, când se adună se răpun. Nu poți da brațul tău celui bun și celui rău. Celul vrea copii cu minți, însă lumea vrea să minți. Domnul vrea să fii în har, iar Satan să fii murdar. Iad și rai, rai și iad, n-au același drum și văd. Pe Iisus, dacă îl ai, scap de iad și intri în rai. Dacă l-ai pe Domnul în gând, nu poți fi și rău și blând. Dacă îl dai, dacă îi dai iubirea ta, spune-i totdeauna da. Oh,
Când se va
către cer, Domnul acasă m-a chemat. Îi mulțumesc neîncetat că de păcat m-a liberat. Mă așteaptă în prag cu fiul său drag, nu e nimeni altul ca eu. Mă-ndrept către cer, Domnul acasă m-a chemat. Vreau să merg acasă, cerul așteaptă deschis, îngerii toți cântă în cor. Loc la dreapta sa părintele mi-a promis, dincolo mai sus de noi. Îmi voi lua răsplata vieții ce aici am trăit, sunt salvat și-o spun oricui. El m-a iubit și pentru mine a murit, să-i cântăm slavă lui. Mă-ndrept către cer, Domnul acasă m-a chemat. Îi mulțumesc neîncetat că de păcat m-a liberat. Mă așteaptă în prag cu fiul său drag, nu e nimeni altul ca el. Mă-ndrept către cer, Domnul acasă m-a chemat. Mă-ndrept către cer, Domnul acasă m-a chemat. Îi mulțumesc neîncetat că de păcat m-a liberat. Mă așteaptă în prag cu fiul său drag, nu e nimeni altul ca el. Că pe vechi sunt salvat. Mă-ndrept către cer, Domnul acasă m-a chemat. Amin. Ne îndreptăm către cer? Amin. Cum să știi că vreau ceva? Pacea Domnului, încă o dată vă salut. Deja ați auzit, eu mă numesc Costel Cheptea, sunt din Republica Moldova, slujesc ca păstor la Biserica Emanuel din Bălț, am învățat la Oradea și cu Victor ne-am cunoscut prin sora lui Iulia, care a învățat și ea la Oradea împreună cu noi, ea era la altă facultate. Noi eram la facultatea de teologie, dar era la facultatea de pedagogie. Atunci, în anii ce ne-am cunoscut și am păstrat legăturile și vreau să povestesc așa câteva lucruri despre biserica noastră, despre slujirea care o facem și după asta să am și așa un îndemn pentru noi toți. Când m-am întors deci m-am căsătorit soția din România și deja copii, fetele, avem 4 fete, una e acasă, că e căsătorită, deja nu-i sub aripa noastră, Dorotea cu Ruben, locuiesc în Washington, Vancouver. De fapt, noi am venit, eu am venit mai multe ori în America, dar veneam foarte scurt, veneam legat de biserică, de lucrare din biserică. Anul acesta, după 17 ani de slujire acolo, am ordinat 2 păstori, am mai ordinat alți 5 diaconi, mai erau, și am zis să-mi iau o leac de vacanță. Așa că vara asta am venit, iau născut, a doilea copilaș, și am venit să-i ajutăm și să ne odihnim împreună. Și aici, în Florida, suntem, pentru că ei au vrut să ne facă o surpriză așa, să venim într-o mică vacanță. După ce ne-am căsătorit, ne-am întors înapoi în Moldova. Acolo, la început, în Bălț, m-am implicat în biserică rusă. Făceam slujirea mai mult în limba rusă, dar la un moment dat Dumnezeu așa am simțit ca o povară în sufletul meu să facem ceva pentru cei care vorbesc limba română, că în limba rusă erau mai multe biserici, dar vorbitori limba română nu aveau biserică și am început așa un centru creștin. Mi-aduc aminte că am început și noi cu puțini, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat.
Acum suntem la Biserica Emanuel și vreau, așa știți în Biblie, mă gândeam la, sunt în psalmi de multe ori, dar nu numai în psalmi, voi povesti minunile lui Dumnezeu. Și eu vreau să împărtășesc ca să vă întăresc credința că Dumnezeu face și azi minuni. La Biserica Emanuel Dumnezeu ne-a binecuvântat, biserica a crescut și crește, slavă Domnului. Și iată câteva așa minuni care le-a făcut Dumnezeu în viața bisericii noastre. Chiar lângă biserică, peste drum, locuia o familie tânără, el profesor, doctor în fizică. Doctor în fizică. Ea directoare de o școală, de asta un gimnaziu, și locuiau 3 minute de biserică. Când se ducea el la universitate, biserica noastră, e chiar pe strada cu universitatea, ai 5 minute de la universitate. Și el mergea pe trotuar, pe trotuarul de lângă gardul cu biserica, dar nu vinea la biserică. Știți, noi am evangelizat cartierul acela de multe ori, nu am dat de dânsi neapărat, dar odată, în timpul săptămânii, nu era adunare, așa, în timpul săptămânii, eu eram în curtea bisericii și el mă vede și vine la mine și zice, domn pastor, eu am auzit că la biserică se roagă pentru bolnavi. Și îmi zice, uite, avem o fetiță, 4 ani, Maria, e tare grav bolnavă, de mai mult timp o ducem pe la medici, nu-i găsesc cei. Toți banii, toate salariile noastre merg pentru medicamentele, dar e bolnavă și rugați-vă frumos pentru ea la voi la biserică. Eu îi spun, noi să ne rugăm, promit că să ne rugăm, dar cel mai bine e să vii și tu să te rogi cu noi la biserică. Știți, o veni la biserică, duminică o veni la biserică, am anunțat, ne-am rugat, nu s-a întâmplat atunci prea mult, dar cred că peste câteva zile avem la biserică o școală biblică și am avut 2 frați de aici din America, poate și-au știți, Johnny Pike, Dan Patrick, 2 păstori. Predau și în timp ce unul preda, mi-am amintit că de fetița lui acest frate, profesor. Și spun la alt american, vrei să mergem să ne rugăm pentru un copil că e bolnav? Și el zice, da, nicio problemă. Îl sun pe tata, îi spun, uite, vrei să venim la voi acasă să ne rugăm pentru copilaj? Da, veniți! Ne-am dus, dar într-un apartament micuț, soția lui mă apucă de mână și frate Costel, fă ceva, te rog, fă ceva, că nu știm ce să mai facem. Zic, eu nu pot să fac, eu nu pot, dar Dumnezeu poate. Azi ne puneam în genunchi, azi ne rugăm și Dumnezeu azi lucrează. Știți, ne-am pus în genunchi, am pus copilașul acela, s-au pus și părinți în genunchi, eu cu păstorul ăsta și copilașul, ne-am rugat. A doua zi dimineața, nu știu dacă era ora 6 dimineața, mă sună tata la copilașul ăsta. Frate Costel, copilașul nostru e bine, sănătos, se bucură. Dar e așa, soția o văzut, așa e o fetiță, și voi știți, o fetiță așa activă, dinamică, n-are fir de stare așa. Zici, tot e bine, ca să mă asigur de-am parc. Eu nu avem credință, știți cum ne-a rugat, dar chiar o vindicat Dumnezeu. Am trimis un diacon de la biserică, la clinica Emanuel de la Chișinău, zic, du-te cu fetița asta și cu părinți să o mai controleze. O dați, vadă că tot e bine, s-o dus, tot e bine. Fetița e bine. Bărbatul ăsta a venit să o pocăit, dar să vedeți, s-a început război. Soția lui a început să fac mari probleme. Îmi scrie pe Viber că eu îi distrug familia, că eu mă bag în familia ei și îi distrug familia, că deși soțul s-a pocăit. Și îmi scria, ce crezi tu? Că s-a vindecat fetița mea, că tu te-ai rugat. S-a vindecat că eu am aprins lumânări la Biserica Ortodoxă, de atâta s-a vindecat, nu că tu te-ai rugat. Și atunci și eu zic, uite, știi ce vreau să spun? În Biblia mea și în tratat, zic, scrie așa, o femeie înțeleaptă își zidește casa, dar una nebună o distruge cu mânie. Zic, eu nu-ți distrug casa, tu o distrugi. Eu te ajut casa ta să fii mai binecuvântat, că soțul tău n-a să te bată, n-a să te ocărască, n-a să ducă la alte femei, n-a să ducă banii de acasă, n-a să vină bețivă acasă, ia că eu și ajut să fac în familia ta. Și tu îmi spui că eu îți distrug familia. Frate, așa de tare au fost supărate că bărbatul ăsta s-a înscris la catechez, a umblat la lecții pentru botez și cu o duminică înainte de botez să-i prezentăm în fața bisericii, el nu vine. Dar mi-au spus, frate, la mine e război acasă, faci scandal. Au spus că dacă eu mă botez, ies disparte de mine. De am mai avut în biserică așa situații și ne întâlneam cu fratele care au trecut prin asta, spun, frate, ia mai sfătuiește-l tu, ce are de făcut? Urmează-l pe Domnul. Știți? N-a venit duminică și eu gata, zic, fratele Dorin, nu mai se botează, că
O cedat. Când văd, vine miercuri, noi miercuri avem adunare, vine înainte de adunare, îmi spune, frate Costie, la mine e război, femeia și-a făcut bagaj, gata, o zic, pleacă, dacă eu mă botez, e pleacă de acasă. Și zic, și te-ai hotărât? M-am hotărât să mă botez, frate, eu i-am spus că o iubesc, că vreau să ne salvăm familia, că vreau să cresc copilul, dar zice, i-am spus că eu de Domnul ascult în primul rând. Și zice, prezintă-mă azi la biserică. Și l-am prezentat miercuri. S-a botezat și ea nu a venit la biserică, nici nu l-a felicitat. Dar nu s-a dispărțit, asta e frumos. A rămas, a mai făcut doi copii și, apropo, la ultimul e băiețel și a pus numele Matei. Slavă Domnului! Înseamnă că tata are influență, nu? Și asta mă bucur, știți, că Dumnezeu salvează oameni din... Eu așa mă simt uneori mic, pentru că n-am master în limba engleză. Eu vorbesc o engleză strălcită, așa, cu accent, și masterat în engleză. Doctor în fizic, eu așa mă simt neputincios, dar zic, Doamne, Tu trebuie să strălucești, nu eu și nu altcineva. Altă minune care Dumnezeu a făcut-o, așa multe minuni a făcut Dumnezeu. Într-o sâmbătă eram la biserică și am până pe la 4, așa m-am pregătit eu pentru duminică, m-am urcat în mașină să merg acasă, dar m-am oprit în centrul orașului să cumpăr ceva. Și nu m-am acobor de mașină, mă sună paznicul de la biserică. Frate Costele, ca un bărbat, vreți să vorbească dumneavoastră? Zic, dă-i să vorbească. Și el, pastor, așa, tulburat, pastor, vreau urgent să vorbesc dumneavoastră. Zic, eu nu m-am plecat, putem mâine? Nu, pastor, vă rog frumos, veniți înapoi azi. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Zic, bine. N-am mai cumpărat ce trebuie, m-am întors la biserică, un bărbat, 33 de ani, profesor și el și soția profesoară la universitate amândoi. Și el îmi spune, pastorii, a avut el un fel de moarte clinică, așa, și el o înțeles că el îi cu haina murdară, câte ce-o văzut, era în haine curate, bărbați în haine curate care au fost luați de Domnul Iisus, dar el nu. Și el spune, pastorii, am înțeles că eu mă duc în iad. Și îmi spune, tata meu e preot ortodox. Eu m-am dus la dânsul și i-am spus, chiar ca ce am avut, să-mi spui, eu nu vreau să mă duc în iad. Dar tata a zis, taci, băi, nu spune la nimic, ca să creadă că ești țicnit la cap. Taci, nu spune la nimic, tu ești profesor și lasă asta. Zice, m-am dus pe la mănăstire, am vorbit de preoți, tot așa mi-au spus, nu mai spune asta la nimic, să nu mai audă alții, că asta te consideră o leacă. Zici, dar pastore, eu am vrut să-mi spui ei cum să nu mă aduc în iad și nu mi-au spus. Știi și greu mi-a fost să întorc mașina, să intru la biserica sectanților, dar pastore, am venit să-mi spui, eu nu mă aduc, nu vreau în iad, vreau să-mi spui și trebuie să fac. Eram în birou acolo cu el și am luat Biblia și am început să-i explic, că, să-i citesc din Biblie că tuturor celor ce au crezut, adică l-au primit, le-a dat dreptul să fac copii al lui Dumnezeu. Și am zis, Biblia nu vorbește despre religia asta, oamenii au înființat și mai multe motivații datorită banilor. Dar în Biblia vorbește despre copii al lui Dumnezeu, asta trebuie să fii, copii al lui Dumnezeu. I-a explicat Evanghelia, i-a explicat cum să devii copii al lui Dumnezeu. Și el ascultându-mă așa îmi zice, pastori, eu vreau să mă pocăiesc. Dar eu, știți cu mintea asta de baptist, baptistovici, îi zic, bun, dacă vrei să te pocăiești, apia ca mâine să fie duminică, noi să avem slujbă la biserică, să vii la biserică să te pocăiești. Zici, pastor, eu acum vreau să mă pocăiesc, azi, nu mâine. Așa, știți, mi-am dat seama cât de multe reguli avem noi în capul nostru, știți, care nu-s biblici. Și când am auzit eu, acum, pastor, vreau să mă pocăiesc, bun. Mi-am pus în genunchi și el așa ca la biserica ortodoxă, a început să povedească și să ruga și plângea și eu plângeam și eu acolo în genunchi cu el, s-a rugat, când o terminat el m-a rugat și eu, știți, ne-am ridicat de la rugăciune, amândoi roși, cu lacrimi, de-el m-a îmbrățișat și îmi zice, pastori, așa parcă mi-a căzut un chetroi de pe spate, de pe umeri, zici, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Zic, eu îți spun ce s-a întâmplat și îi citesc. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, nu că vom fi, poate să fim, cine știe dacă să fim, dacă și suntem copii al lui Dumnezeu. Și am mai citit așa din Biblie, dar el așa se bucura și în timp și eu îi citesc, deschid dulap acolo și îi dau, între Biblia ai, n-ați o Biblie, trebuie să citești în ea, dar mă uit că am și Biblie de copii, zic, n-ați și o Biblie de copii, dacă n-ați să înțelegi în asta, citește în asta, mai copilărească să înțelegi. De eu îi spun despre Biblie de copii, dar el își sună soția. Și Olicica, Olicica, acum l-am găsit eu pe Dumnezeu, Olicica, am să fim noi fericiți, Olicica, eu stau și mă uit cum el, Olicica, Olicica.
Și zici, închide telefonul și zici, pastor, parcă nu vreau să mă duc de aici. Zic, nu te duci, stai aici, mai stai, am stat până mai târziu, așa. A doua zi, duminic, vine la biserică cu Olicica, cu soția lui. I-am luat, i-am pus lângă o familie de credincioși și la noi la biserică eu le spun, membrii vii cu Biblie, eu nu dau voie să pui verset pe ecran. Sașa, păstor, mai îmbătrânit de zi, am zis, fii tineri cu altă modă, da? Biblia, și când eu ies apă în plajă, când aud că răsfoiesc așa în Biblie, știți? Și mă uit că i-am dat și ei Biblie, dar ea nu știe unde să află, de unde să predic. Și familia de alături, credincioși, îi caută, îi deschide din Biblie. Asta duminic. Marți ne-am dus la ei acasă. Că ei au întrebări. Ne-am spus la 6 și am stat până pe la 11. Și tot întrebări și întrebări și de icoane, și tot felul de întrebări, știți? Și copiii mei de-am, tată, noi mâini la școală, tată, hai, termină, da, tată, noi mâini la școală. Zic, uitați-vă, atâtea ceasuri am vorbit, de-am, noi trebuie să plecăm, mai vinim altădată dacă aveți încă întrebări. Dar înainte de a pleca, zic, Ole, uite, Domnul Iisus i-a spus așa cuvinte, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Uite câte ceasuri am vorbit noi aici. N-ai auzit cum Domnul bate și la ușa ta? Și zici, ba da. Zic, dar la care ușă crezi tu că bate Domnul? De el spune, așa, fără să eziteze, la inimii. Zic, bravo, Ole, la inimii. Spun, dacă ai auzit, vrei și tu să deschizi ușa? Da, vreau. Mă pocăiesc și eu. Ne-am pus în genunchi cu toată familia. Ne-a rugat, am plâns, așa ne-am bucurat. Și v-am mai spun legat de ei și închei cu asta. I-am scris la catecheză. Anul acela am avut multe boteze. Noi câte 3 botezuri pe an, am trecut 33 de oameni s-au botezat. Și știți, i-am înscris la grupul de catecheză să avem în luna mai botez. Erau 17 persoane pentru botez. Da, el, să vedeți război și la el. Tata s-a revoltat, tata preot. Îl suna, îi trimite blestemi. Eu te ușit, eu îți fac captul. Una, alta, niște blestemi. M-a sunat pe la 12 noapte, eu dormeam, el m-a sunat. Frate Costel, și-ți fac, uite și blestemi mi-a trimis tata. Culc-te, ia că și trebuie să faci, culc-te, nu mă trezi la ora asta. Zic, pentru că viața ta e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Zic, îți dai seama și ce ai în viața ta. Blestemile se întoarcă împotriva la cel care le trimite. Tu stai liniștit. A început să citească Biblia cu așa râvnă, m-a sunat odată, asta în martie, pe data de 3 martie, cred că. Dar în anul acela, în martie, la noi a fost tare mare zăpadă. Era chiar zăpadă încă. Și el îmi spune, pastore, știi, eu citesc, îmi scrie asta pe Viber, eu citesc în Biblie că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Zici, eu am crezut, dar nu m-am botezat. Cum facem? Zic, păi da, Ion, tu am la catecheză, dar în mai să avem botez. Dar pastore, nu scrie aici, când mai, că la catecheză, spune, cine va crede și se va boteza. Eu îi explic, măi Ion, tu înțelegi și de serios pasul ăsta? De ce-i catecheza? Catecheza s-a înființat când era vreme de prigoană, în vremea romanilor încă. Ca omul să știe că dacă crede în Iisus, ar putea să fie ucis pentru credința lui. Și zic, tu înțelegi asta? Pastor, dar și mai serios încă și tăți o leapada de mii, tăți mă blastă, nu mai am prieteni, părinți s-o dezâs de mine, încă mai serios poate? Eu încerc tot să-i explic și așa, și așa, dar el, pastorii, trebuie să mă botez. Cum? Dacă eu mor azi, eu cum să mă arăt în fața lui Iisus și a să-i spun, pastorul nu a vrut să mă boteze, că în mai era botezul. Cum eu numai jumătate de porunc să împlinesc? Știți, frați, sori, așa m-a pus la zid, că iar din nou, eu zic, mai un, nu știu ce să mai zic, dar am zic, mai pus la colț, zic, lasă-mă, dar asta era joi, zic, lasă-mă să mă dumiresc, oleac, să mă rog, să mă gândesc ce să fac, că nu știu ce să mai spun. De el îmi zice, pastori, roagă-te tu și ne rugăm noi cu soția, dar mâine vii și ne botez. Ne ducem la lac, tăiem gheața și tu n-ai să te bagi în apă, numai pe noi. Dar trebuie să ne botez, pastorii. Că... Și zic, mai unde, dar cum în lac? Am zis, pastorii, pe tine Dumnezeu te-a pus să îndeplinești Biblia, dar tu te opui la asta. Îmi spune el mie, știi? Știți, frați și sori? Zic, bun, hai să ne rugăm și vedem. Și în seara aceea, joi, chem sfatul frățesc, frasul, Ian, veniți la biserică, trebuie să ne întâlnim urgent. Am adunat sfatul, zic, frasul, i-am citit toate mesajele și zic, ce facem? Că mâine mai e să-i botez așa, pe ascuns, parcă nimănui, și facem. Și hai să facem duminică botez. Hai să facem. Biserica nici nu știe. Duminică, decor, tot. Când vine lumea la biserică, dar și avem botez, dar cum așa, nimeni nu ne-a anunțat? Dar i-am sunat pe ăștia 17 care
trebuie să boteze și unii frați, Costel, dar păi eu ne-am spus la neamul rispi, la zarabot, nu știu, ia-ți vin mai la boteză, păi eu vreau să fii la botez, așa eu mă botez, dar ei n-ați fi. Nu-i nimic, în mai este botez. Dar care au vrut, duminica și am făcut botez și familia asta s-a botezat. Deci ei n-au copii, Domnul nu le-a dat lor copii, dar știți, noi avem două case de copii de tip familie, poate ați auzit, în Moldova sunt mai multe, și atât ei sunt părinți la una din casele astea de copii de tip familie. Au luat 6 copii abandonați, care i-au aruncat că nu li trebuiesc, și îi cresc ca și pe copiilor, așa-s de iubitori. Copiii ăștia le zic mamă și tată și îi aduc la biserică și așa-s de plin de râvnă, știți? O familie care a păstrat râvnă. Și numai vreau să închei asta. Tata este lor, preot, care îi blastama și că el îi face captul, a murit. Nu mult timp a trecut după aceea, a făcut pneumonie și la pneumonie a murit. Și am fost cu Ioan la mormântare. Și fratele, și mama lui, și sora lui, nici nu au vrut să apropie de tatălui. Dar Ioan s-a apropiat, chiar dacă tatăl l-a blastamat și eu zic, nu mai ești copilul meu. Și o plâns acolo și s-a rămas bun. Și a zis, Ioan, ești un exemplu pentru familia ta. Astea sunt două din minunile care Dumnezeu ne-a binecuvântat să le vedem. Am vrut să citesc un verset și să am așa ca o motivare pentru noi. În Romani, capitolul 8, versetul 37, acesta e, cred că, unul din versetele favorite, unul din versetele care îmi plac foarte mult din Biblie. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Cineva zice așa, nu cred că atunci când Iisus Hristos a murit pe cruce, să avem dimineața o viață de biruință, iar seara falimentare. Nu de asta a murit Hristos pe cruce. Când Hristos a murit pe cruce, El a vrut să ne smulgă din ghearele diavolului, El a vrut să ne strămute din împărăția întunericului în împărăția dragostei lui Dumnezeu și El a vrut ca viața noastră să fie o viață plină de biruință. Amin? De asta, știți, iată, Pavel folosește aici expresia suntem mai mult decât biruitori, e singura expresie în Biblie, nicăieri nu mai găsim. E un cuvânt care Pavel îl folosește doar aici, în toată Biblia. Mai mult decât biruitori. Când eu m-am pregătit de predica asta, eu tot m-am întrebat ce înseamnă mai mult decât biruitori și m-am uitat la traduceri și rusești și englezești și știți, mai mult decât biruitori, unii au tradus mai mult decât biruință. Sau alții au tradus o biruință permanentă, o super biruință, o biruință deplină, o biruință cu B mare. M-am gândit în seara asta să vă încurajez și am intitulat predica așa se numește, mai mult decât biruitoare, mai mult decât biruitoare. A fost odată un sondaj aici în America, la credincioși din America. Sondajul e când trebuie să răspunzi la niște întrebări. Și prin întrebările care era, una care era mai predominantă acolo era asta. Care este cea mai mare dorință, cea mai adâncă dorință a voastră, ca și credincioși? Și cei mai mulți au răspuns la întrebarea asta următorul lucru. Dar înainte să vă dau ce au răspuns ei, am să vă întreb, dar care e cea mai mare dorință a voastră, ca și credincioși? Care e cea mai adâncă dorință a voastră ca și credincioși? Iată ce au răspuns aceia care au primit sondajul. Cea mai mare dorință, cei mai mulți au scris asta, este să trăiesc o viață de credință biruitoare, dar nu reușesc. Asta vreau. Și mă gândesc, dragii mei, că adânc înăuntru nostru, noi toți asta vrem. Să trăim o viață biruitoare, să trăim așa cum ne învață Dumnezeu. În anul 2004, în luna iunie, la Atena au avut loc Jocurile Olimpice sau Olimpiada. Unii sportivi din toată lumea, cei mai buni, s-au dus acolo și în fața oamenilor au trebuit să participe la competiția asta. Din America toți s-au dus. Și a fost unul numit Paul Ham. Paul Ham,
Când a ajuns acolo și a venit rândul să participe la competiții, a făcut câteva exerciții la care trebuia să participe, câteva probe, excelent, foarte bine, din nota 10. Apoi a avut o probă unde trebuia să sară, cât distanța a sară, cât de mult. Și știți, vă aduceți aminte la educația fizică când era săritura în nisip, nu trebuie să nimerești cum a fi, dar trebuie să cazi în nisip și să ai picioarele așa la nivelul umerilor, un pic îndoite și mâinile înainte, așa era bine, da? Dacă cădeai pe o parte sau gata, îți scădeai puncte. Paul Ham a făcut celelalte probe din nota 10. Când a venit proba asta, a făcut săritura și n-a aterizat cum trebuie. Dar s-a prăbușit, nu că într-o mână, dar a căzut așa, s-a întins acolo pe podea. 70.000 de oameni erau pe stadion și au văzut asta. Dar milioane de oameni se uitau pe ecrane din toate țările, inclusiv din America, și l-au văzut cum el, așa într-un mod rușinos, s-a întins acolo în groapa aceea cu nisip. Ce ai fi făcut tu dacă erai în locul lui? Mă gândeam ce aș fi făcut eu. Cred că atunci mi-aș fi dorit să scrapi pământul, să nu mă mai vadă nimeni. Probabil că mi-aș fi strâns capul cumva între umeri și mi-aș fi făcut loc undeva în mulțime, să nu mă mai vadă nimeni. Gustul înfrângerii. Cred, dragii mei, că în viața de credință, cu toții experimentăm uneori acest gust al înfrângerii. Nu trebuie să privesc acolo. Nu trebuie să spun vorba ce, nu trebuie să merg acolo. Cred că în viața noastră experimentăm uneori gustul acesta al înfrângerii și Biblia ne spune că noi trebuie să trăim mai mult decât biruitori. Nu simpli biruitori, mai mult decât biruitori. Dar cum? Și vreau să vă prezint câteva gânduri foarte simple, probabil și cunoscute. În primul rând, ca să trăim o viață de mai mult decât biruitori, trebuie să începem din start cu nașterea din nou. Nașterea din nou înseamnă ceva diferit de a te numi creștin, de a face activități creștine, de a merge la o biserică. Sunt oameni care merg o viață la biserică, fac diferite activități și pot să nu fie născuți din nou. De asta Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim: Nicodim, tu ești învățătorul legii, tu știi Biblia din scoarță în scoarță. Dar nu-i de ajuns. E nevoie de nașterea din nou. Și sunt mai multe semne cu privire la nașterea din nou, dar vreau să vă dau două semne care sunt foarte evidente a unui om născut din nou. În primul rând, un om născut din nou are o atitudine schimbată față de cuvântul lui Dumnezeu. Când un om se naște din nou, imediat în el se naște dorința să hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Petru spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 2, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți. Noi avem un nepoțel, acum are câteva luni, să-l vedeți, așa e cu minte, așa e zâmbet, așa e o comoară de copil. Dar să vedeți când i-a mâncat ce face. Wow! Pe toți ne scoate din casă. Plânge, țipă, că vrea mâncare. Dragii mei, asta e semnul că e viu. Asta e semnul că un om e viu spiritual, e născut din Dumnezeu, se naște în el dorința să mănânce după cuvântul lui Dumnezeu. Un bătrân se ducea la adunare, dar era deja în vârstă, n-auzea bine și se ducea așa la biserică și când pribluia el, când gândea el că e normal, mai striga: Amin, slavă Domnului! Dar el n-auzea ce spune pastorul. De el tot așa, din când în când mai striga acolo și pe unii deranja, știți? Dar ori de câte ori se ducea la adunare, el cu el își lua o Biblie mare așa, de-am nici nu vedea să citească nici în Biblia asta, dar o lua subțioară și se ducea. Și odată deranjați de gălăgea lui în adunare, că amin, slavă Domnului, deranjând așa, cineva l-a întrebat: frate, dar de ce vii la adunare dacă oricum abia mergi și n-auzi? De ce vii? Și îți pui și Biblia subțioară. Știți ce a zis? A zis: îmi pun Biblia subțioară ca cei de afară să știe a cui sunt eu, de partea cui sunt. Dragii mei, hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu arată de partea cui suntem. Amin? Născut din nou. Asta e primul pas pentru biruință. Dar nu numai că se schimbă atitudinea noastră față de cuvânt. Știți, schimbă atitudinea noastră față de păcat. Eu am uitat să întreb la ce oară trebuie să termină.
Da? Ok. Când nu-i nimeni, frate, termină. Schimbă atitudinea față de păcat. La noi la biserică s-au mai pocăit, tot o istorie interesantă, dar să vă spun numai o secvență, o soară, foarte activă, așa, dar bătrână, dar în viața ei, nu știu, a lucrat așa mai, că nu s-a păstrat așa fizicul, și vopsițică, și foarte vorbăriață, și așa, energică, știți? Și soțul îi murise câțiva ani înainte de pocăința noastră, pocăința ei, și ea a început să vină la biserică și am observat că la ea acasă, că locuia nu departe de noi, când treceam pe lângă ea, o mașină stă. Am început să întreb așa și am înțeles că ea trăiește cu un om care lucrează pe taxi, taximetrist, dar ea e pocăită, el nu. Și ca și cum trăiește în concubinaj. Și eu mă pregăteam să mă duc să o îndrept, să-i spun din Biblie cum trăiești în păcat. Și... Dar a fost o viață evident că Domnul i-a schimbat viața, că era copilul lui Dumnezeu, dar era nou în credință și trebuia învățat, știți? De tot mă frământam, așa, Doamne, ajută-mă să mă duc, dar să-i spun, să nu o jignesc, nu cu ciud, așa, dar cu dragoste, așa, și împotriveam cuvintele, mi-am luat soția într-o zi, zic, haidem să-i spunem la sora asta. Și când ne ducem, intrăm în casă, dar când am intrat în coridor, am văzut la dormitorul ei ușa deschisă și pe pat Biblia deschisă. Și mai discutăm așa, dar e povestea, dar eu în mintea mea cum să încep discuția că soră trăiește în păcat și trebuie de văzut cum de reparat lucrul ăsta. Și printre altele zici, frate Costel, și e Biblia era deschisă la Marcu 10, frate, ia uite, eu am început să citesc și am citit că a trăit cu cineva necununată, e prea curvie, frate, și zice, l-am alungat pe omul cealaltă, gata, i-am spus și ei ce are și... Așa am sfârșit, soră, știți, mi-a susurat slujba. Zic, eu asta am venit să vă spun, dar zic, așa bine că ați făcut-o dumneavoastră. Dar știți, dragii mei, de ce s-a întâmplat asta? I s-a schimbat atitudinea față de păcat. Până acolo, până la pocăință, mai ales și păcatul ăsta, e o modă. Oamenii se laudă cu păcatul. Oamenii îl promovează, îl consideră nu știu ce mare fapt de eroism. Când un om se pocăiește, dintr-o dată începe să simte greață față de păcat. Începi să-i fii rușini, începi să separi de păcat. De ce? Că e născut din nou. Dragii mei, cum să trăim mai mult decât biruitori? Deci, ăsta e primul pas, startul, nașterea din nou. Devenim copii al lui Dumnezeu. A doilea lucru, cum să trăim mai mult decât biruitori? Am intitulat punctul ăsta așa, refuză să fii un creștin minimal. Refuză să fii un creștin minimal. Am găsit cândva, nu mai știu când, un articol scris de Charles Spurgeon, nu i-am eu, a fost unul mai deștept care a scris asta, dar mi-a plăcut. Și el a scris așa, definiția creștinului minimal. Cum arată un creștin minimal? Așa, puțin, da? Și el spune așa, creștinul minimal vrea să meargă în cer cu cel mai mic preț posibil. Creștinul vrea să se identifice, adică să asemene cât mai mult cu lumea, dar să nu fie și el condamnat odată cu lumea. Creștinul care își propune să stea să aibă cât mai puțin creștinism și în același timp să aibă o leac de polei de creștinism deasupra. Creștinul minimal merge la închinare doar o dată. Nu vine întotdeauna, mai ales dacă e cald, dacă plouă, dacă e prea frig, dacă e somn, dacă n-al doare capul că la amiază o mânca ceva. Mai vine, dar dacă nu. Creștinul minimal îl ascultă pe predicator cu mult respect și se alătură rugăciunilor și laudii, dar întotdeauna aplică adevărul predicat la celălalt. A? Ne gândim, oare au auzit soara? Că tare îi mai potrivește, da? O auzit, fratele. Creștinul minimal crede că toate activitățile sunt bune care le face biserica, dar pentru ceilalți, nu pentru el. Creștinul minimal este așa de implicat în toate afacerile și lucrările lui în timp săptămânii, că e prea obosit și stresat să mai meargă duminica la casa Domnului. În ziua Domnului, el stă acasă să doarmă la televizor sau internet sau în parc. Creștinul minimal crede că sunt multe lucruri bune de făcut, unii trebuie să dăruiască, dar el și-a propus să nu dăruiască prea mult, că doar nu el numai în biserica asta, lasă mai dăruiască și alții.
creștinul minimal nu are un punct de vedere clar cu privire la multe aspecte. Alcool, petreceri, jocuri, de cărți și așa mai departe. Toate el spune că nu-s păcat. Pentru că el știe și alți creștini care fac așa. Creștinul minimal se plasează atât de aproape de linia de separare dintre oamenii lui Dumnezeu și lume, încât îți este greu să spui de care parte a liniei el e. De partea dinspre Dumnezeu sau dinspre lume. Și iată încheie el aici. Fratele meu, să nu încerci tu cumva să fii așa. Ai grijă ca nu cumva în cele din urmă, în încercarea de a ajunge în cer cu puțin creștinism, să pierzi totul. Creștinul minimal, deci asta e punctul care am vrut, refuză să fii un creștin minimal. Știți, de unde vedem asta din text? Biblia ne spune aici, în toate aceste lucruri noi suntem biruitori. Cumva ne-am târâși noi prin asta, așa spune. Nu, zice, mai mult decât biruitori. Mai mult, nu minimal, ne-o întârâși, nu ieșiți noi cumva din asta. Nu, mai mult decât biruitori. Știți, dragii mei, Biblia spune despre Daniel și câțiva prieteni al lui au ajuns în Babilon. Despre alții nu știm. De ce? Pentru că ei au încercat să trăiască un, dacă putem spune că nu era creștinism atunci, dar un fel de creștinism minimal. Nu mai știe nimeni de dânșa. Dar au fost câțiva oameni care au hotărât că acolo în Babilon, când nu-i mai vede păstorul, nu-i mai vede comitetul bisericii, nu-i mai văd părinții, când li se dă atâtea drepturi, ei au hotărât să nu trăiască niște creștini minimali. O hotărât să nu se spurce. Amin? Ce o hotărât să trăiască pentru Dumnezeu. M-am gândit de asemenea la un creștin minimal, a fost Lot. Lot s-a dus cu Avram, un erou al credinței, de care Dumnezeu și-o lega numele. Și a văzut cum Avram mereu era cu Dumnezeu, mereu îl alegea pe Dumnezeu. Dar ce a făcut Lot? Minimal, un creștinism minimal. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să trăim mai mult decât biruitori. Amin? Și doar vreau să închei punctul ăsta, dragii mei. Hristos și-a dat totul pentru noi și viața. Și viața. Nu minimal, și viața. Și ne cheamă și pe noi să ne dăm totul. Și dacă e nevoie, și viața. 3. Ca să fim să trăim un creștinism mai mult decât biruitor, următorul punct este stabilește-ți viața în acord cu Scriptura, în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu 9 spune, cum își va ținea tânărul curat cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta ne învață Biblia. Noi trebuie să ne acordăm viața noastră după Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place în America că aveți tehnologiile astea așa de dezvoltate, să lucrezi în America chiar e o plăcere, chiar și munca fizic. Ai toate instrumentele, tot așa, de un drag să lucrezi. Mi-aduc aminte când eu eram copil, sunt lazerile astea, faci peretele după lazer, tot pui după lazer, nu greșești cu nimic. Dar când eu eram copil, am văzut în grădina noastră, au construit o casă și avea o ață și de ea legat așa, ca de metal, un plumb, da? Și punea vreo doi chirpici așa și punea ața și da mai așa sau da mai așa și cu ața aceea, de asta când l-a tencuit, așa, da. Dar, știți, când Biblia spune, acel era dreptarul, da? Dreptarul cu care îndreptai. Azi e lazerul, mai exact. Dar mai exact decât lazerul e Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat un dreptar pentru viața noastră și ai Biblia. Și știți ce observ eu creștinii din secolul 21 cum vor să facă? Vor să sucească în așa fel Biblia să spună ce vrem noi. Ca să trăim cum ne place nouă, dar uite frate că am găsit în Biblie că se dă voie și asta. Dragii mei, Biblia nu ne-i dată să o sucim așa ca să ne lasă în păcatul nostru. Biblia ne-i dată ca și dreptarul după care să luăm viața noastră și să o punem în acord, în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? De ce trebuie să facem asta? Și am mai multe gânduri, dar vă spun, pentru că ea ne dă mângâiere. Roman 15 cu 4 spune că
cuvântul lui Dumnezeu ne dă mângâiere. Când ne îndreptăm viața, atunci îți simți mângâiat în sufletul tău, că trăiești așa cum te învață Dumnezeu. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne dă bucurie. Ne dă bucurie. Psalmul 119, versetul 14, când aici spune, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă bucur când urmez învățăturile tale. Știți, am auzit despre un bătrân că s-o pocăi tot așa, nou, credincios, i-a dat o Biblie și el așa, dornic să citească Biblia. Unii se ducea și lua Biblia cu el, sta în autobuz pe scaun până ajungea, mai citea o leacă, mergea, sta undeva în rând, aștepta, sta și citea Biblie. Odată s-a așezat în parc și citea Biblia. Și nu departe, dar el citind Biblia așa, a început să... Wow, extraordinar, slavă, Domn, ce Dumnezeu minunat! Da, acolo, pe un scaun alături, un om cu cravat, costum, așa, zic că e intelectual, se uită la el și când tot vede că bătrânul, aleluia, slavă, Domn, ce Dumnezeu minunat, vine și zice, ce-ai găsit moșul aici, de așa, strige aici, că Dumnezeu minunat? Și spune, păi uite, am citit aici, că Dumnezeu, ca să scoată copiii lui din Egipt, o desfăcut Marea Roșie și o trecut ca pe uscat. Nu e asta un Dumnezeu minunat? Ei, moșule, stai alea, că eu sunt ia ca savant, am doctorat și știința nu spune nimic despre asta, nu s-o dovedi nicăieri științific s-o desfăcut Marea Roșie. Asta așa, poveștea, zice, de să-ți explic eu din punct de vedere științific. Din punct de vedere științific, Moise i-a luat pe evrei și ea și-a dus prin captul mării, așa cum spunem noi, prin coada iazului, da? Și-a dus unei apă, era așa până aici, și taman atunci a usflat o leac de vânt și-a mânat apa și i-a trecut, dar nu cu desfăcut mare și crescu așa. El nu știu ce să răspunde, bătrân, fără prea mult școală, o tăcut și el s-a așezat intelectual înapoi pe scaunul lui, dar bătrânul a început să citească și la un moment dat iar începe. Aleluia, slavă, Domn, ce Dumnezeu minunat! El vine ăsta, ce ai mai găsit acolo? Și îți dai seama, în coada iazului, în apa și până la glezi, din Dumnezeu a înnecat toată armata Egiptului. Apoi nu este un Dumnezeu minunat? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu produce bucurie, nu? În coada iazului Dumnezeu poate neca pe cineva, da? Apoi, cuvântul lui Dumnezeu produce binecuvântare sau propășire. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, cartea aceasta a legii, Iosua 1:9, să nu se depărteze de gura ta, cugetul asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea, căci așa vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în tot ce vei face. Amin? Vei izbândi. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă biruință. De aceea, dacă vrem, mai mult decât biruitori, trebuie să ne mimăm viața în acord cu Biblia. Amin? Nu sucim Biblia după noi, dar viața noastră după Scriptură. Alt gând. Ca să trăim mai mult biruitori, trebuie să-i dăm control Duhului Sfânt în toate domeniile din viața noastră. Noi dăm control uneori Duhului Sfânt în anumite domenii care ne convin. Eu ca păstor mă duc și vizitez membrii mei și am unii care chiar sunt oameni de afaceri, au casă frumoasă, așa, și mi-am făcut o regulă să nu-i sun. Dacă îi sun, să vedeți, pun masa, pun Biblia pe masă, tot e făcut cichipichi, vine păstor. Da? Mă duc așa pe neprinzi de veste și unii ori când mă duc, îmi arată, a, că frate, asta e living room, e ca bucătăria noastră, e ca... Și apoi vrei să mai arate așa, dar să mai pune cu spatele la câte o ușă, așa, la câte o cameră, dar acolo și ei, frate, acolo nu e nică important acolo, e ca aici, nu, zic, vreau să văd și camerele, frate, nu trebuie să mai vezi acolo, trebuie să văd. Și știți, când deschide, patul ne-i făcut, ei, frate, asta copiii s-o la școală și-o lăsat tot așa, ne gata, știți? Știți, dragii mei, cam așa facem uneori cu Duhul Sfânt. Dacă vrem să trăim biruitori, trebuie să-i dăm voie acolo unde nu dăm voie la nimeni. De ce noi nu vrem să dăm voie la păstor sau la alții să vadă ce e acolo? Ca să ne predici. Mâine azi ne spui la biserică, am fost la cutare acasă, Doamne ferește, acolo, da? Dragii mei, Duhul Sfânt nu face asta. Duhul Sfânt nu vine să ne facă de rușine, să ne scoată în vileagă, vezi și cu el. Duhul Sfânt vine și dacă noi ne deschidem domeniile din viața noastră, el aduce lumină acolo și le pune la ordine.
El face curat. Nu noi. Noi nu putem. Noi nu putem fi biruitori prin puterea noastră. Duhul lui Dumnezeu vine cu puterea lui și face ordine și umple acolo de putere dumnezeiască. Și de atunci încolo e ordine acolo. Dar trebuie să-i dăm voie. Amin? Dă-i voie Duhului Sfânt în viața ta. Galateni 5:16. Umblați dar cârmuiți, conduși de Duhul și nu veți împlini poftile firii pământești. Și ultimul gând și închei, cum să fii mai mult decât biruitori, bazează-te pe puterea lui Dumnezeu, nu a ta, nu a noastră. Amin? Așa, Pietru, Doamne, îi vezi pe ești la... Nu-ți bun de nimic, Doamne. Ia să lepe de tine. Da, eu, Doamne, eu. Și Domnul așa l-a umilit, că nu putem să ne bazăm pe puterea noastră, ci pe puterea lui Dumnezeu. Prin Dumnezeu noi putem fi biruitori. Prin puterea Lui, nu prin puterea noastră. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela, nu prin noi, prin Acela care ne-a iubit. Domnul Iisus ne-a iubit. O familie de la biserică, ea s-a pocăit în timp ce predicam. Știți, nici nu mi-am terminat bine predica, am pe la jumătatea predicii, am predicat din Fapte 70. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile din neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni acum să se pocăiască. Și eu o serie de piscaune, eu vreau să mă pocăiesc. Dar apoi nu s-a botezat, o mai durat așa, vinea și soțul ei la biserică, dar nu se pocăia. Și odată o ieșteam doi la pocăință și deja s-au botezat, sunt membri în biserică, dar știți, când i-am întrebat, dar tu ce atât ai îmblat la biserică, dar nu te-ai botezat? Și el mi-a zis așa, frate Costel, tot îmi spuneam că să lăs fumatul și parcă lăsam 2-3 luni și iar mă apucam de fumat. Cum să mă pocăiesc, cum să fiu la biserică dacă eu fumez? Să vă fac de rușini și pe voi și pe Dumnezeu. Și zic, și cum am un? Am un frate, m-am pocăit. Și am înțeles și am simțit că Domnul a smuls păcatul ăsta din viața mea și nu m-a mai atrage. Zice, și mi-am dat seama că nu lupta mea cu păcatul îmi dă biruință, ci puterea lui Dumnezeu îmi dă biruință. Dragii mei, vrem să fim biruitori, trebuie să ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Amin? Când s-a făcut portul din New York, acolo corăbile nu se puteau apropia de țărm, pentru că erau munți de piatră, dar sub apă. Și corăbile nu se puteau, că se loveau de munți. Și unui primar din vremea aceea i-a venit în minte să dărâme, să facă port acolo. Și ce-a făcut? O luat și-a trimis scafandre și la rădăcina, la munți ăștia sub apă, au pus multă dinamită. Și-a pus aici și dincolo și dincolo, la toți munți ăștia, dar... Toată explozibilul ăsta era unit prin cablu. Și apoi au tras cablurile pe mal, așa, pe țărm, și au adunat oficialități. Au venit tot felul de oficialități și în ziua când trebuia să unească cablurile, să detoneze dinamita aceea, să distrugă munța aceea, era ziua băiatului lui. Băiatul lui avea 8 ani. Și tatăl a luat și pe băiat să-i facă o cadou de ziua lui, știți? Oficialități, acolo și era și ceva, fanfare sau nu știu ce. Și primarul a luat băiat în fața lui de 8 ani și i-a dat cablurile astea și trebuia să le unească. Și băiatul le-a unit. Și sub apă dinamita aceea a explodat și așa s-a făcut portul, s-a dărâmat, pe urmă, curățit toate pietrele de acolo. Și imediat reporterii erau acolo și au venit să iei interviu, să-i întrebe. Și a venit un reporter și la băiețelul ăsta de 8 ani, ziua lui. Și băiețelul se uită și îi spune, știți, astăzi eu împreună cu tata am dărâmat munții. Eu împreună cu tata. Cât o făcut el? Mai nimic. Tata. Dragii mei, așa suntem noi. Noi doar să fim niște canale prin care se reverse puterea lui Dumnezeu și ea ne dă biruință. Amin. Slăviți fie Domnul! Ne apropiem de încheierea serviciului divin. Mulțumim încă o dată familiei Cheptea. Domnul să binecuvânteze, ne-ați făcut o bucurie că ați venit azi. Mulțumesc că m-ai sunat. Și nici nu m-am gândit, nu m-am așteptat, absolut. Când mi-au scris ieri, zic, dar unde ești? Prima l-a întrebat. Zice, sunt Sarasota, gata. Am mai așteptat azi cineva, dar nu a venit. Sperăm că mai stă până august. Sperăm parcă duminica viitoare vine. Haideți la urmă să ne încheiem și cu darul nostru de bunăvoie.
și serviciul se apropie de sfârșit. Dacă ne ajută Dumnezeu, duminica viitoare la ora 5, iar vom avea serviciu divin. Să ne rugăm în continuare, în săptămâna viitoare, pentru bolnavi, pentru care au nevoie de geab, care merg iar care merg în călătorii cu tracul. Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ferească de primejdii. Și Domnul să aibă grijă de toți.